Deci cum zici să facem? Deci fii atent, ne punem așa. Și fac eu un intro în de care ce? Zic ce facem și te prezint pe tine. Dar eu trebuia să fac de intro. De ce tu? Păi de ce eu? Că-s mai bătrân. Și ce? Eu am 155.000 de urmăritori pe YouTube. Să-ți fie de bine, dar eu sunt mai bătrân și eu trebuie să încep. Ăla cred că e locul meu, că tu nu te joci jocuri. Eu, că mi-a făcut unghiul... Da, și micu. Cărțile alea la tine-s da, degeaba. Hai, da, da, da. Am înțeles. Hai, intră tu. Ah, parcă e mai bine așa, a? Altă viață. Altă, ți-am zis? Ți-am zis și eu. V-am zis. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la o emisiune, la un concept, la o idee nemai văzută și nemai făcută aici în Zorilor, în Cluj-Napoca. Podcast. E mai mult decât un podcast, vreau să vă spun, e chiar o emisiune. Bine, Nicu, dar ți-am zis că te prezint și după aia intri și tu. Da, stai un pic, facem noi podcastul, dar cine crezi că o să se uite la noi? Cu ce te crezi tu mai deosebit decât alții care deja sunt pe piață și au milioane de vizualizări? Păi aș putea înainte de toate să ne prezentăm, să mă prezint, nu? Ai putea înainte de toate să te prezinți tu, că ești mai tânăr. Da. Bagă mare. Roșu Vlad este un tânăr entuziast care vrea să încerce să facă o sumedenie de lucruri și nu este cam niciunul. Atât de entuziast încât a început 3 facultăți și nu a terminat nici măcar una. Dar a început o pizza de la atelierul de pizza și nu s-a lăsat până nu mi le-a terminat pe toate 3, inclusiv pe a mea. Cum știi să bași tu? Bunofo. No, hai, zi-ți CV-ul, dragă. Atât de entuziast încât a făcut un canal de YouTube de 150.000 de urmăritori și s-a lăsat pe motivul de ce nu. Bă, da, prost ești, bă. Deci 155.000 de urmăritori, de subscriber, făceai virale, făceai chestii de alea, că eu de acolo te știu, dar zic mai târziu. Și te-ai lăsat. Da, lenia-i mare, doamnă. Dar să continui, e un tânăr care lucrează în domeniul de producție video, filmează tot ce mișcă, știi? Tot ce mișcă, da. Filmez. Care la un moment dat l-a avut client pe domnul Nicu Bendea. Și s-a legat, cred eu, o prietenie, nu? Virtuală, de conjunctură. Acum să vedem cum iese și podcastul. Vedem cum iese și podcast. Mișto prezentare. Mai frumos de atunci nu credeam că o pot să faci. Și totuși mă gândesc așa, bă, de ce ne-am apucat noi de podcastul ăsta? Chiar așa, tu de ce te-ai apucat de podcast? Sincer îți spun că mă invita multă lume. Că deja se fac podcasturi pe piața online-ului românesc. Și zicea, bă, Nicu, nu vii să vorbim în podcast? Bă, da, ce e la podcast? M-am dus, am vorbit. Dar nu vii și la mine, dar nu vii și. Și m-am zis, bă, am o vârstă la care trebuie să-mi permit și eu să am un podcast. Acum, serios vorbim. Da? Și de-aia am zis că e bine că de la o vârstă să ai podcastul tău. Dar tu, de ce te-ai apucat de podcast? Sau de ce vrei să te apuci de acest podcast alături de mine? Sincer? Foarte sincer. Pentru bani. Ok, bine. Deci am făcut cunoștință cu domnul Vlad Roșu. Da. Acum aș vrea să știu, hai mă rog, eu știu. Știi. Lumea poate nu știe. De unde mă știi? Hai zi de unde mă știi. Nu mă peria, zi-mă de unde mă știi. Ai fost profesor de matematică la o colegă din liceu. Și la frate său. La blonda aia cu... Nu, e brunetă, nu a fost niciodată blondă. Are copil acum. S-a vopsit. La serale de așa. Da. Revenind la lucruri mai serioase, deci de unde mă știi? Mai fost cumva la vreun spectacol de stand-up? Am fost la unul. Știu, că erau cazurile sociale. Hai să vedem o secvență dintr-un stand-up de al bătrânului Nicu Bendea. Pe cuvânt, e obsesia parcărilor, măi, când vezi un loc liber, nu semnalizezi, treci triben și te pui acolo. Am parcat, mami! Și mami zice, noi merem în Beclean! În Beclean pe Someș, în Beclean pe Someș, da. Dar asta e recentă, nu? Asta e recentă, cam de vreo 2-3 ani, dar să vedem totuși. Eu am început prin anii 2000 în Cluj, dintr-o trupă, am pornit cu o trupă de umor studențesc, m-am alăturat ei, să vezi atunci. Comedica, nu? Sau ceva de genul. Da. Hai să vedem, avem și de aici un moment. Sie wissen, 90, 60, 90 haben. Das ist sehr wichtig. În 1990, situația era cam așa.
Și acum cum e situația? La fel. Cu Ian, cu colegul, el revitalizase trupa de umor a UMF-ului, comedic ai zis, și când mă uit, pe lângă că eram slab, frumos și al nimănui, să vedem pe cameră, băi, pătătietri, tu-ți dai seama, Vladule, acolo, reclamă, cine era sponsor? Banca Volksbank, care între timp o da faliment sau s-o fost absorbită de altă bancă. Deci vremuri. Și am avut și un pic de carieră la televiziune sau la în televiziune. Ia să vedem. Ai ceva imagini vrăjitorii. Am, că de-aia mă bag în podcast cu tine, că te ai cu internet. Foaie verde, verde foaie, am scos țara din oroaie și apoi verde m-a tostat, am băgat-o în Europa. Doamnelor și domnilor, Nicu Bendea! Cam așa ar trebui să mă prezinți. Dacă o să mai avem și după pilotul ăsta de podcast, o să mai avem vreo intervenție cu Ian Cea. Nicu, zi. Dar nu, că îl chemăm pe domnul Trofin și-ți face domnul el Trofin, o introducere din aia cum și trebuie. Și o introducere și... Dar eu am o întrebare pentru tine pe care nici măcar nu ți-am zis cu stăpân. De unde vine Tonic Show? Da. De unde e Tonicul? Și mai ales unde se duce. Când am gândit cu echipa de creație, când am lansat această emisiune în 2012, ne-am gândit la o emisiune efervescentă, la o emisiune fresh, la o emisiune Tonic Show. În Ardeal deja e mult să zici Tonic Show. Tonic Show merge pe București, așa, bă, ești Tonic, aici, în de, hai la un cafei. Mergea Tonic Show, a mers și să sperăm că va mai merge cum va mai merge și podcastul nostru, dragul meu. Da, la podcast acum, deci am dat definiția podcastului. Mă scuzați, eu am făcut rusă 3 ani. Engleză n-am făcut nici în facultate. Fiul meu de 4 ani aproape știe mai multe engleză de pe Cartoon Network decât știu eu. Deci podcast, deci am stabilit ce-i podcastul. Cine cum să... Da, auzi, eu am văzut că toți ăștia care sunt podcast au cască. Cască nu-mi dai. Acum să nu. Ține. Stai casca ta. Casco. Dar parcă stabilise să nu facem glume de autobază și glume de șantier. Așa e, cască mă cu aia pe urechi. Deci e suficient, mulțumesc. Poți tăia la montaj. Nu. Deci e suficient de puternice microfoanele, că acum trebuie să lăudăm un pic și investiția asta în infrastructură. Deci e suficient de puternice microfoanele astea ca să... Microfoanele ca microfoanele, dar oameni buni, studioul ăsta... Stai, o să vorbim despre el după ce te văd oamenii, după ce te vede publicul. Scap. După ce te vede și pe tine, să vedem de unde ai pornit. Eu, sincer, tu de unde mă știi? Zi. Asta vreau să zic. Sincer că dacă mint înseamnă că nu ne uităm la aceeași emisiune, la același podcast. Eu te știu de când ai căzut de pe longboard și ai dat cu borneul de asfalt. Avem așa ceva în arhivele gri. Internetul. Hai să le vedem. Hai de pui mei, am căzut. Hai mă, Nicu, n-are cum să mă cunoști, mă, ca băiatul ăla care și-o spar mufa pe internet și-a făcut 1 milion de vizualizări. Un milion. Un milion. Nu. Noi ce trebuie să ne spargem ca să avem 1 milion? Hai mă, hai, că ai avut. Am și mici scenete pe care... mult spus mici scenete ca actor, nu uzi? Cu prea cunoscutul Tata Roșu. Tata Roșu să trăiască. Au zis că dă o bere dacă îl prezentăm pe ea. Sau un vin. Vin dăm noi, că avem... Eu nu vă pot înțelege, mă, cât apă consumați. Că ta blocul se spală cu cât apă vă consumați tu cu soră ta. Eu nu mai joiesc a plăti apa după voi, mă. Ce dracu vă te spălați atâta, mă, dar aveți râie. Deci, acum că ne cunosc oamenii și din mediile virtuale și ne-am făcut o scurtă... Și cât de bun suntem noi în ceea ce facem. Separat. Separat. A, deci nu-ți pui imaginea cu omul care și-o spar fața de... Unde ne-am întâlnit noi? Că trebuia să ne întâlnim la mijlocul drumului online. Da, într-o reclamă la o bere. Cu... O bere. Ne ajută. Bă, trebuia să ieșim în seara asta, că prea mult. Deci, cam ăștia suntem, alții nu mai sunt. Dacă am lămurit, mamele noastre sunt destul de ocupate să mai facă alții mai buni decât noi. Ne mulțumim cu ce avem. Nemulțumitului se ia darul, dar așa cum ne vedeți, cu mânuțele astea două, am făcut
Nu, putem să-i spunem minunatul nostru studio. A crezut că cu minuni. Hai că ți-am stricat apartamentul și am încercat să facem ceva fain. Apartamentul și da, cu mânuțele astea două minuni. În tinerețe făceam și eu minuni cu mânuțele astea, dar ia să vedem cum ne-am prostit noi. Ca hai să vedem facem... cum a început totul. Totul a început și aici nu se va sfârși. Ce tânăr. Așa e bine, da? Da, deci are. Aici, da, și urmează să-l dăm în lavabil. Habar n-ai la ce face. Dacă nu ne iese podcastul, măcar ne învățăm cu văruitul, cu zugrăvit. Nici nu știam pronunțat. Să băgăm acolo, uite, un bec. Da, vom face lumină în lumea podcasturilor românești. Da. Ce zici, vom face lumină în lumea podcasturilor? Nu știu dacă vom face, dar vezi, asta e inocența începutului, inconștiența începutului. Și apoi când am scos noi ustensilele de lavabilizat, bețaș... Și m-am dat eu mare că știu să zugrăvesc. Păi ești vorba aia, ești în branșă, pentru că ai făcut 3 zile la seral școală de... Chiar am diplomă de zugraf faianțor. Diploma nu ține loc de trafale, domnule. Zucra faianțor. Bine că nu ești drujbiz vulcanizator. Uite-te la el. Mare tata. Ia, mai dă o dată de la început. Nu-s bloopers, doamnelor, domnilor, dragi podcasters. Totuși, ca să acoperi cu... Să acoperi cu... Da, uite ce-am făcut. M-am prins. Cu gri albă. Mai lua prin învăluire. Dar vom da două straturi. Și două palme, mie peste cap. Da. Nu, dacă te cheamă roșu și tu vopseai gri. Ai, doamne, am avut deci și... Am rupt-o! Trecem pe deviz. Doamnelor și domnilor, a face un podcast, ți se pare flore la ureche? Pe... Râs tu de mine. Dar ce te-am întrebat eu pe tine? Păi înainte ne-am organizat, nu serios, ne-am organizat. Tot omul, ca omul cu diplomă în domeniu, ai zis, hai să scriem pe hârtie ce avem nevoie. Lavabilă, amorsă, găleată. Stop. Zis, Nicu, mă duc la Leroy, ăsta e tot, și ai zis că, bă, găleată am. Minunata coadă de trafalet am și trafalet. Așa coadă de trafalet. De ce vrei să scoți demonii la suprafață? Deci, dragi urmăritori, eu așa am zis, că am coadă de trafalet și găleată. Dar în mâna lui nu ține nimic. Coada de la trafalet o distrus-o, să vedem ce am pățit cu găleata. Găleata! Improvizația la român. Ce voce ai? Ce faci când se sparge găleata, Nicu? Ce trist erai. Întâlnirea lavabiliștilor anonim. Prezervativ până mai. Zugrav de weekend. Inventat de către noi, autorii acestui podcast, este faptul că prezervativul se trage pe înăuntru. Da. Am reparat o ca românul. Da. Adevărul e că o găleată cu cât e o găleată de asta. Nu știu că e a ta, tu ai luat domnul eu. Domnul Vasile din Aiton a adus-o. Deci mi-au și cerut-o și am zis că îi dau ceva paliativ în schimbul ei. Am trecut și de găleată și am ajuns la final, da? Prin 50 Shades of Grey. Prin o grămadă de experimente, prin punerea luminei sus care am pus trebuiau 4 bolțuri să fie puse la lumina aia, da? Și am dat 4 găuri. Am dat 4 găuri, le-am dat după ce am terminat tot și am făcut curat. Da. Am făcut un praf extraordinar. Praf. Asta știi tu să faci. Cea mai cretin, am dat găurile și trebuiau băgat diblu mai întâi. Așa e normal, bagi diblu, păi pui... Tu ai diplomă. Exact. Bagi diblu, pui suportul și bagi șurubul. Și? Primul diblu l-am băgat, mi-am dat seama că nu mai pot băga șurubul, că era din ăla invers, știi, cu șaibă în capăt. No, bine, am stricat un diblu. Doamnelor și domnilor, la noi și șurubirile sunt pe invers. Am stricat un diblu. Am stricat un diblu și am zis că nu bun. 3 le bag sigur. Am pus șurubul din star cu diblu, i-am dat niște ciocane, l-am pus 1. Zic că hopa, stai un pic. Cu ciocanul. Da. L-ai infiletat cu ciocanul. L-am băgat forțat. Metodă rusească. Da. Cacaia situația. Mi-am dat seama că... Nu mai pot băga șaiba și piulița. Și piulița. Și nu mai aveam diblu. Și am scos-o, am scos-o cumva. Noroc că am luat 2 suporturi din alea și am luat suporturi. 2 suporturi, 2 suporturi, nu mai contează. Am băgat direct cu piuliță, cu tot, cu ciocanul evident,
Mi-am dat seama că nu mai puteți să scoatem piulițele sub, sub pod. Ruletă rusească cu piulițele, că nu mai aveam, că n-ai putut lua și de rezervă. Deci din 4 găuri am umplut 2. Da, tot ține. Da, ține. Huțuțat tu pe ea. Da, 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 da. Eu la 100. Avem încredere. Avem încredere. Și să arătăm, să arătăm și finalul. Finalul, apoteoticul final. Hai să vedem. Deci, începem nelipsita muzică românească. Absolut. Partea 3 e lavabilă. Și? Lăsăm bere. Să se usuce. Și dăm partea 2 cu lavabilă. Și este mizerie, este... nu se aude ecoul. Asta e, domnule, când începe un portat, California. Să începe bine. Lucru bine făcut e pe jumătate început. Sau invers. Lucru bine început e pe jumătate făcut. Noi n-am început bine, dar o să continuăm bine. Vă promitem. Mi-a foarte entuziasm. Doamne ajută-mă! Adevărul e că dacă nu ne iese podcastul, că uite ce am învățat, vezi că numai din greșeli înveți. Da, uitându-mă la chestiile astea, am învățat să pronunț podcast. Și m-am învățat că următorul suport pe care chiar vreau să-l pun aici. Nu! Te rog, nu! Mai bine zim că găsim ceva de lipit. Da, bandă dublu adeziv. Bandă, da. E ok. Deci cam asta o să facem, o să vorbim despre videouri, o să dezbatem subiecte. O să ne uităm la videouri mai ciudate sau mai puțin ciudate de pe internet, o să le comentăm în stilul nostru. N-ai un video să-l luăm la... Nu, dar în schimb am ceva ce mi-ai trimis tu și ai să nu mă uit că o să-mi zici despre ele, care văd că-s ceva reclame. Da, bun, hai, refacem. Mă, nu pun la cu vinul. Nu pot să lua așa. A, era cu vinul, măi, bă, ce prost. Da, că să băgăm sponsor. Da. Nu e spune. A, ce, nu-l pun. Enter! I admit it. I'm a snob when it comes to wine. I care what the bottle looks like. Eu cred că și and if the bottle doesn't look like this, or like this, then I don't want it. Și noi ce mai zicem acum? Că... Ce să mai zicem și noi? Dacă recipientul nu-i corespunzător, nu bem, avem de la prietenii de la vinul Ciumbrud, de la Ciumbrud, domeniile Ciumbrud, upside down. Ai puțin engleză pe la colțul gurii. Ne-a rămas engleză la colțul gurii, dar un concept unic pe piața vinurilor din România, la doză, da? N-ai nevoie de somelier, de pahar, o doză frumoasă, o doză corectă, parcă beau vin. Doamne ajută! Doamne ajută! Sauvignon Blanc and Muscat. Wow! Chiar bun. Nu ți-ai prins buzuțan? Nu, că am băut sucuri acidulate. Băutorule, sănătate Doamne ajută. Domeniile Ciumbrud alături de noi. Vin. Cum a fost asta? Țica muscată pâlnea bătrână. Și cu o pițulică, nu e așa corespunzător. Am mâncat-o deja. Doamnelor și domnilor, dacă nu o să ne urmăriți în acest podcast... Eu o să mă îngraș pe tot parcursul dacă băieții de la atelierul de pizza o să ne susțină în continuare. Da. Dacă cei de la vinul de la vinurile de Ciumbrud o să ne susțină, eu o să îmbătrânesc frumos. Și uite așa, mai avem și pe domnul Neguț cu decorul, care ne-a ajutat. Da, care... Face omul ăsta niște chestii rustice cu pirogravură. Dacă sunteți alături de noi, o să facem și sticla emisiunii, paharele emisiunii. Chiar? Farfuriile emisiunii pirogravate de domnul... Că știam că sunt atâtea, mă băgai mai repede. Te băgai mai repede. Dar, să nu uităm, ca să nu se lege oamenii că pădurile... Cine să se mai lege că pădurile, în țara asta? Da, pădurile. Asta e făcut dintr-un lemn care era dus numai duminică la piață, ca și mașinile alea nemțești, nu? Da, da, conduse de bătrânică. De bunicuță. Deci asta a fost un lemn, știți, aia mai în vârstă, Twin Peaks-ul, era o doamnă cu butucul. Deci din butucul ăla, nu din pădurile patriei, care au fost trimisă în Austria. Dar să revenim la podcastul nostru. Podcast. Bă, suntem de la direcția drumuri și podcasturi. No, cum e până aici? E bine? Știi, bancul ăla, dacă nu-l zic, l-am zis peste tot în toate spectacolele. Și la orele de matematică îl zic. Ci că a căzut unul de la etajul 10, la etajul 9 zice e bine, la etajul 8 zice că e bine. Când a ajuns la etajul 1 zice de aici, nu mă mai interesează că am mai sărit. Și noi putem să zicem că până aici, până este, aici bine. Este... O să dezbatem video cu invitați, că o să avem invitați. Aia e, că o să avem invitați.
O să ne uităm la videouri, o să dezbatem subiecte din jurul nostru și rubrica ta specială pe care ai ținut neapărat să o avem. Vorba aia, m-ați văzut că am făcut și televiziune. La televiziune nu poți să dai reclame dacă nu sunt portofoliu televiziunii. Dar har, slavă, milă Domnului, găsim primele schițe ale meniului festiv de Paște, da? Că noi suntem în apropierea Paștelui, Paștelor și prin prisma Paștelor. Amestec de fructe de mare. Nu există Paște în casa românului fără fructe de mare. Creveții, tiger, scoici. De când am ieșit de la mama, după... Da. Așa, numai cu fructe de mare am fost de Paști. Bunica zicea dimineața. Nici de cum drob. Nu. Drob, nu. Stufat de miel, friptură. Ăștia americani, cred că, dar aia, noi suntem... Nu, aia sunt papuași. Deci buna zicea, fie iertată, la 7 dimineața te duci cu coșul, cu mixurile astea de fructe de mare să-l sfințească preotul. Da, da. Că așa o să avem. Să deci, nu uiți să-ți iei prescura muiată în vin înainte. Înainte de aceste de creveți, fructe de mare. De mare. Deci unde am ajuns și încotro ne îndreptăm? O altă ofertă de Paști. Pentru orice plic, oricare 5 plicuri de vopsea de ouă, dacă le cumperi, primești o candelă cu timp de ardere 8 ore. Deci da? 8 ore te poți învârti în jurul bisericii. Exact. Dacă biserica este suficient de mare și păstrezi distanțarea socială. Dar asta e chestia. Cum? Deci îți iei vopsea de ouă și aprinzi candela. Vopsești ouăle, nu-ți place cum ies și ai candela martor, știi? Banda martor și te uiți. Ce-am făcut din ouăle astea? Mâine le fac ouă umplute cu patea ardealul. Da, reclamele, poate unirea, original, margarină, original. Să trăiască domnul Liviu Dragnea, nu zicem mai mult. Acolo, castravete, Fabio. Românesc de-a dreptul, nu? Asta, ca toți stripperii români, nu? Ca toți stripperii români, asta și pe mine mă duce cu gândul la trupele de striptease, că dacă într-o trupă de striptease n-ai un italian, ce înseamnă italian? Că e macho, că e fresh, mare. Giovanni, Giorno, Fabio. Deci nu era un nume mai potrivit pentru niște castraveți. Îți dai seama că acum mă rog, nu vreau să fiu misogin, dar totuși, știi, o să le fie milă gospodinelor să-l taie. Pe Fabio. Pe Fabio o salată. Mai avem ceva? Păi tu mi l-ai trimis. Da, dar noi o să avem invitați. Da. Acum ne prostim, noi ne facem, cum ar zice Iliescu, meandrele. Tu știi cine e Ion Iliescu? Nu știu. Hă? Ceva. Voi generația tânără, ăla care nu mai moare, nu? Noi generația bătrână știm, ăla care a distrus România. Da. Că de asta prin podcast, da, avem nevoie de susținerea voastră. Hai noroc, sănătate, să ne umble bine de la ciumbrut. Asta zic, că ăsta e tânăr. Eu sunt cumâs, da? Nu mă las. Am zis că involuntar sau voluntar să facem și un pic de educație nației. Tu ești mai tânăr. Nu te uiți la televizor, nu? Nu. E chestia asta. E Netflix-ul acum, e HBO Go. Netflix. Mi-am luat și eu o bormașină și mi-au dat bonus la Netflix. Uite că la generația tânără, dacă le zici, bă, aveți televizor? Nu, n-am televizor, mă, parcă au o boală. Da, dar știu zici, tot ce se întâmplă și tot ce apare. Știu tot ce se întâmplă. N-am televizor, Facebook. N-am televizor, știi? Și după aia zic, am avut când eram mic. Deci e un fel de rujeol, știi? Deci, am avut, mi-o trecut, m-am scărpinat, dar nu mai am. Nu mai intră. De asta ziceam că voluntar sau involuntar o să facem și un pic de educație. Eu mai bag o parte politică, socială, actuală. El, Vlad, o să vă țină la curent cu tot ce înseamnă. O să facem challenge-uri, o să facem tot felul de provocări. Concursuri. Pedepse. Le aștept. Da. Și? Și astea nu le putem face decât cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul sponsorilor și cu sprijinul invitaților, da, că trebuie să avem și noi invitați. Ce podcast e ăla fără invitații? Păi am investit de... Nu vă spunem banii. Nu. Că nu, dacă era nu, Caritasul... Nu. De 8 ori. Deci noi, și noi am o să facem și cu premii, că o să dăm și premii, și nu? Cui? De toată lumea. Nu? Sau... Și nouă. Vedem dacă ne dă sponsor. O să avem un sponsor să avem și vom avea și, și oamenilor și facem concursuri și pe Instagram. Concursuri, că idei Instagram avem, numai trebuie avem. Să... Da, studio avem, idei avem. Trebuie doar să-i dăm drumul, să-i practic. Dăm drumul. Da. Și o să-i dăm drumul de data viitoare. Acum, acum cum să zic, v-ați familiarizat cu noi, dar o să avem și invitați, da, care încă n-au ajuns la noi în studio, în frumosul studio. Uite-te, nu pot să arăt că am niște bătături
Am niște bătături de la supravegheat tânărul ăsta și câțiva viitori invitați și-au anunțat prezența la noi în podcast. Ce, tu le-ai zis la oameni că noi chiar facem ăsta? Da. Păi da, ce, numai tu și cu taică tu să știi. Să nu-i zic la nimeni, mai ales. Ea descarcă de acolo, că am pus pe Drive. Acum pe Drive. Am învățat și eu ce înseamnă podcast. Pe cine dorești să vezi? Pe Unguru Bulan, este? Unguru Bulan? Unguru Bulan. Ne-a trimis Unguru Bulan? Da, ne-a trimis, da. Măi, Nicule, tu cum e vorba că omul gospodar își... face vara sanie și iarna și ia Logan. Nu că era bine cu ochelarii ăștia, așa? Și în loc să-ți faci și tu o casă ca deci omul din obraj, puteai să-ți iei mașină, puteai să-ți iei moșie, dar ți-ai luat podcast. Asta e, te descurci. De la cel mai de avut preț, uite, de pe moșia mea te salut. Deci care de la moșie? Cel mai de avut preț, de preț avut a meu. Pentru ce mai de preț a avut tău, pentru podcastul la tău. La unde e mușia asta? În Feiurden? Chapeau, servus. Și împreună cu colegul tău, eu sper să fiți de treabă să mă invitați. Nici măcar nu e zis cum mă cheamă. Mă, bucură-te că ești în schemă. Dar după ce spargeți gheața. Fii atent. După ce chemați primul manelist. Până atunci nici nu vă gândiți, până nu vă faceți palmares. Succesuri nebănuite și ne vedem la statuie. La Matiaș. Servus tot. Bine, Pitbull! Deci au zis el că ne vedem la statuia aia, că am avut secvența din spectacolul de stand-up comedy. După ce am terminat cu... Vorbesc cu voi, că asta oricum nu înțelege. Să nu înțeleg! După ce am trecut perioada cu trupa de umor, s-au dispersat colegii, nu? Așa, și am continuat să fac stand-up și împreună cu colegul Iancu am înființat un festival, FISC, Festivalul Internațional de Stand-up Comedy la Cluj-Napoca, toamna, la început de noiembrie era. Și am făcut o seară, Seara Ardelenilor, și intram pe scenă eu, Unguru Bulan și cine mai era din Ardeal, Sorin Pârcălam, Natanticu, ne strânsesem așa o gașcă de... Și... În 2 ani la rând, eu cu Unguru Bulan ne sunam și ne întâlneam înaintea festivalului la coadă la calul lui Matei în Cluj-Napoca să facem un... Deși o fată, să facem un podcast, mă. O domnișoară, o voce. Cami. Wow! O ai pe Cami? Asta eu l-am zis. Dragi frați Nicu, eu vă doresc mult succes în acest proiect, sper să vă iasă. Așa ce fain ca voi. Yes. Aleluia. Și să cădeți chiar și cu Dumnezeu. Dragi la Cinicu. Da. Aleluia, amin. Vai, că să nu-mi Cami. Eu regelt. Cami. O influenceriță, acum, da, acum mai cunoaștem și noi oameni. Deci, dragă, pescui mâna pe tulburi, că începem cu podcastul, suntem și la început. Dar, Camelia, o mulțumim, drăguță, mare simpatică, drag. Mulțumim frumos. Și domnul profesor Trofin ne salăture. Comedie în sânge, aș putea spune. Sânge bun. Sânge bun, arde. Tarararararara. Fix acum. Uite, mă, dar ți-am zis că mai am de spart jumătate de căruță de lemn. Dar nu mai ziceți ceva. Bine, mă, că nu durează. Nu, da. Ce facem? Urări? Podcast. Dar n-am nici ținută pentru urări. Ia-ți o cravată. Am pun. Dacă crezi că e mai bine așa, îmi pun. Nu-i mai bine. E mai oficial, așa, nu. E mai bine? Nu. Paște fericit, cu bucurie și sănătate... Calemeș Hușpet. Păi ce fericit și ninge în spatele lui. Ce urări trebuie să fac? Dragă Ionuț, îți doresc mult succes. N-ai zis că își deschide Ionuț butic? Și-o făcut butic. Nicu își face butic cu Vlad? Facem butic? Nu butic. Deci dacă Nicu nu cu iese... Vlad își fac podcast. Zul, frate, cu Vlad? Ce e ăla? Domn profesor. Merită să ne cumpărăm și noi, nu știi? De ce să ne... Nu-și face mă cu podcast, mă. Stai om serios, mă. Bine, Vlad poate, dar nu cred că se bagă Nicu. Nu că Vlad poate! Mă, dar e profesor de matematică, mă, nu să... No, bine. Dar ce-i, mă, un fel de vlog ce-i? Ioi, podcast. Cu ei doi și cu mai cine? No, bine.
Dragă Nicu și Vlad, vă doresc mult succes în noua întreprindere. Bă, cum sună asta, măi? Dragi, tovarăși și prieteni, vă doresc succes. Mă, nu pot așa. Nicule, Vlade, mult succes în ce faceți. Eu o să mă uit la voi și apoi oi vedea dacă merită. Dar eu cred că merită până la urmă, nu? Dragă Nicu, dragă Vlad, mult succes. Să aveți mulți urmăritori. Dar nu de ăștia cu poliție și cu poliția de... Prezență tare pe net. Dragă Nicu, dragă Vlad, aveți grijă că mă uit la voi și apoi dacă nu-mi place, nu pot mă să zic așa ceva. Mult succes și mii de oameni să vă urmărească și să vină la voi numai oameni de... Dar știu ei, mă, dar știu ei foarte bine că vreau să alături de ei, că... Du-te, mă, că... Dar nici nu știi ce trebuie să zic, mă. Ajungi atâta, dacă nu le-a plăcea să... Cum se leagănă pădurea, pădure, pădure, când o taie cu săcurea, pădure, pădure. Îți dai seama ce, domn profesor Trofin, ce nervi a avut până a făcut montajul, până a făcut clipul ăsta de urare? Eu că cred că l-a făcut cu mare drag. Eu cred că l-a făcut cu drag. Și eu, da. Cred că de-abia așteptat. După aia îți dai seama că nu a mai rămas urmă de brad în spatele dânsului, că era deja încălzit. Andrei Ciobanu, dacă am avut un... Tu știi pe Andrei Ciobanu? Și el pe mine, se pare. Salutare, internet! Ia. Colegul și prietenul Nicu Bendea, cel care Sucio. A fost lângă mine când Ramon, m-am așa era cartea. De acest domeniu al comediei. Negrus de cor în cap. Mulțumesc, bineînțeles, pentru aceste lucruri. Mai dă încă o dată, să auzi și tu, că și tu mi-i mulțumi. Cel care a fost lângă mine când m-am apucat de acest domeniu extraordinar al comediei și căruia îi mulțumesc, bineînțeles, pentru aceste lucruri. Se apucă un podcast care el se intitulează pe numele lui și podcast. V-am zis. La București podcast. La București nește. Abia aștept să văd ce vei face, Nicule, și abia aștept să mă inviți, că dacă nu mă inviți, tu nu zici nimic de mine. Abia aștept să te revăd și te pup cu drag. Pa, pa, spor! Așa mulțumesc frumos, taci mă din gând. Mulțumesc, mai e în direct cu noi. Nu. Mulțumesc, Andrei. Mai știi când am discutat despre... Nu ai zis nimic din... Bine, lasă. O să-l mai rog, dar știi că să ne zic astea 50 de euro. 50 de euro ai dat? 50 de euro. Ama, că mi-a zis că spretin o fă gratis, dar filmare și ai văzut ce tapițerie faină. Bă, și ăsta nici nu are podcast, măcar. Cum nu? În fiecare dimineață cu Ionut Rusu. Și pun și muzică. Aladie își face butic. Și în final, o urare muzicală de pe la mai multe voci. Prietenul și scumpul nostru. Ama, scump nu-i. Arpiturec. Hai de vedere. Bă, zici că îs la UPU, așteptând să intre pe cum. I-am zis, lasă dracului masca. Zice, bă, Nicu, suntem mulți, stai. Ai un standing. Frumos. Și fetele vă țucă, dar foarte încet. De ce? Da, păi cum, bă, de ce nu au zis tare și fetele vă țucă? De ce? Ai văzut numai oameni importanți își anunță prezența la noi în studio. Doamne ajută! Dar să știi cum ai trecut deja astăzi o persoană importantă pe aici? Cine? Administratorul. După ce termină, vezi că... Și trebuie să plătești și eu de acum, n-ai zis că pot să vin... De ce tragi apa de două ori? Păi și da. Fă și tu un Buddha de serviciu. Da. Deci, a 700 oară, 700 oară folosim deci cuvântul deci, deci o să fie... Da, v-am zis, l-ai auzit pe Andrei cum zicea, v-am zis, da, v-am zis. V-am că... eu când ai zis, am zis prima... V-am zis... Deci, bum, bag-o pe aia. Zis că v-am zis. Eu așa mă gândeam că v-am zis. V-am zis. Ți-am zis. Ți-am zis. V-am 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 zis. Dar de unde... Acum, bun. Nenorocești un apartament. Îl transformi în studio. Hai, o cameră am stricat. Nu mă, că avem trei camere. Un general, chestii și fără. Luăm microfoane, luminile astea, chestii. Aici cărți grele, uite, aici e Vlad. Premiu Oscar. Da, când a ieșit el de la Cojogna și era frig afară. Avem lămpași, avem chestii, avem... Astea, investige cu în bani. Lai, cu mălai, adică am venit cu bani de acasă de la fiecare.
Acum, no, trebuie să punem și noi ceva pe masa publicului, pe masa publicului doritor, plătitor, și mi-am uitat ideea, mă. Deci, domeniile Ciumbrud, atelierul de pizza, acis lângă noi. Cu încredere. Și pe ei, dar și pe noi. Deci cam asta ar trebui să fie schema podcast sau emisiune? Podemisiune. Podemisiunea noastră, cu invitat, cu challenge-uri, cu tot felul. Voie bună. Voie bună. Și, no, până una alta, nu uitați să ne urmăriți pe rețelele de socializare și să... Distribuiți! Da, da, hai să nu insistăm. Deci lumea să se uite la podcast, să ne scrie la comentarii și să... Distribuiți! Deci asta vă rugăm. Și până săptămâna viitoare sau când ne vom revedea, scrieți în rubrica de comentarii ce challenge aș vrea să vedeți aici între aceste două diferite generații până la urma urmei. Da, între aceste două persoane, două că personaje minunate. Nu putem să le zicem. Și nu-i stres, deci scrieți la comentarii ce doriți, dați subscribe, dați like și dacă doriți să ne și... Distribuiți! Asta-i! It's a rap! Doamne ajută! Ah, oh, leu!